Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. La graniță este îngrozitor, la granița cu Bulgaria aia. Am văzut că acum ANAT e Agenția Națională a Agențiilor de Turism. Așa. Cred. Da. Și transportatorii, Federația Transportatorilor, cer desființarea graniței româno-bulgare. Da, frate, să ne face propriu Schengen. Da, votez noi pentru. I-au și zis, stai că i-au găsit și un nume, stai să găsesc, îi zic Schengenevescu. Schengenevescu. Adevărul că e și ciudat. Granița spre, cel puțin asta de la Giurgiu, stai pe podul ăla de pe Dunăre, da, de multe ori, pentru că e făcută, mă rog, fiind graniță... Da. Este o porcărie îngrozitoare. Da, e imposibil să... E o singură bandă acolo, orice îi face. Când am plecat în vacanță, am dus evident pe la ruse, am stat o oră acolo, după care la întoarcere la fel, era omorul de pe lume. V-am spus, am văzut o coadă de camioane, n-am văzut în viața mea așa ceva. Deci tiruri care trebuiau să treacă din România în Bulgaria. Păi, era... Deci am ieșit pe drumul expres către București și tot mai continua coada de camioane. Câțiva kilometri, am văzut, te-ai niște storiuri. Da, am fost uluit. Oamenii ăia stăteau acolo, eu nu știu... Bine, oricum eu cred că la granița asta s-ar face cozi, pentru că trebuie plătită taxa de pod. Da, aia se pot găsi sisteme de plată, mă rog, nu în România. Uite, uiți când te duci la mare ce cozi sunt, deși poți să plătești prin SMS, poți să plătești pe internet, poți să plătești la benzinării, da, poți să plătești, e. Lumea preferă la fața locului, asta da, n-am bun, să înțeleg nu știu, de ce. Dar eu cred că cel puțin transportatorii profesioniști ar avea grijă și ar putea să plătească online. Da, dar de acord, să desfințeze. Da, întrebarea este dacă se poate. Și că te gândești, băi, nu se poate desfința, e granița de stat, nu știu ce, dar uite ce spun în acest comunicat oamenii, care chiar cer serios. Spun așa, o situație similară a fost an de-a rândul între Republica Irlanda și teritoriul Irlandei de Nord, care aparținea Marii Britanii, sau aparține, pardon, Marii Britanii, ambele state Uniunii Europene înainte de Brexit, niciuna membră Schengen. La ei s-a putut, la noi nu. Deci, chiar așa, și acum, din câte știu, granița dintre Irlanda de Nord și Irlanda este în continuare pur formal acolo, adică se trece că a fost una dintre marile probleme ale Brexit-ului. Mă scuzați că intervin. Vă rugăm. Sunt pe insulă acolo, în treaba lor. Și ce, noi nu suntem aici pe insulă? Noi suntem insulă de latinitate. Adică nu cred că o să ne lasă niciodată Uniunea Europeană după ce că avem... Ce avem, mă? E noi și bulgarii. Pe asta zic, noi și bulgarii sunt două filtre de intrare în Uniunea Europeană. Că odată vama dintre Turcia și Bulgaria. Aia rămâne. Și apoi mai e un filtru aici între România și Bulgaria. Deci trebuie să treci două filtre ca să intri în Uniune. Tu ai văzut ce filtru e la granița cu Bulgaria? Dom'le, ce filtru e? Sunt două filtre. Formal. De aici, că este granița și asta cu Bulgaria, este pur formală. Treci pe acolo, acolo pierzi timp numai să plătești niște taxe. Ai văzut tot, că rest controlul e o chestie absolut formală. Au mai tot fost știri cu droguri, de exemplu, găsite la vamă. Deci au reușit la să treacă... N-am văzut, domne, niciodată nimic. La ruse nu mai știu... Ce, măi, le-a scăpat când plăteau taxa? Le-au scăpat din buzunar sau da, ce? Da, poate așa. Ca... Deci așa, domnule, vedeți că v-a scăpat pliculețul cu zahăr. Cum ar veni? Nu, ești taxe, eu sunt de acord. Granița asta este... V-ați luat zahăr pudră din Turcia? Da, dar cât zahăr pudră și... Dar nu, de ce îl țineți în roata de rezervă? Da, mă, și dacă iese asta, după aia mai trebuie un acord între greci și bulgari. Acolo cred că e că mai și complicat. Granița aia mi se pare complicată. Da, bun, și aia culata. Este nasol de tot, culata Promahonas acolo. Dar granița asta cu bulgarii, de la ruse cel puțin și de unde mai este, totalmente inutilă. Și mai jos aia, de la Vama Veche, Negru Vodă, serios, hai domne, desfințați. E o glumă. Acolo cred că au lăsat pe cineva pur formal. Păi nu știu pe unde am trecut, stai, că m-am dus o dată, am dus-o pe maică mea la la Balcic. Și pentru că era aglomerație la vamă, nu știu ce, ne-am uitat pe hartă și ne-am dus la un punct de trecere. Era acolo, nu era nimeni. Era un domn care nici nu mai vorbea românește, că nu mai vorbise cu el nimeni, da, de mult. Am stat de vorbă cu oameni, era drăguț, băi, nu mai era nimeni acolo, înțelegi? Și, da, cum să spun, inclusiv, ați văzut, inclusiv granița României cu Serbia. Este absolut formală, pe cuvânt. Adică da, cea prin care am trecut noi prima dată. Acolo erau niște băieți care oamenii ăia n-au mai văzut oameni de ani de zile. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.